Surdu șut puternic, însă peste poarta lui Mircea Bornescu. Rămâne 0-0. Petrolul nu a pierdut niciun punct în acest sezon la meciurile de pe teren propriu. Are două succese, 5-0 cu la picior din situații dificile. Damian Bugema, Adrian Cristea șutează! Peterson scoate de sub area transversală. Nu, n-a fost intervenția lui Peterson. A ridicat brațul drept, de aici iluzia optică pe care am avut-o. Bară transversală, ce șut prinde Adrian Cristea, un șut foarte frumos. Se detașează la adversar, pasă pentru Grozav. Grozav ține mingea în joc, să vedem ce decizie va lua. Grozav șutează, respinge Peterson. A doua ocazie mare pentru Petrolul Ploiești, vine minutul 25. Prima scripire a lui Grozav, omul care în amicalul cu Slovenia a marcat pentru a doua oară în tricoul naționalei României. Excelent această pasă a lui Adrian Cristea pentru Grozav. Peterson a fost inteligent aici, nu a intervenit decisiv în duelul important al acestei partide. Vedem, e o distanță de 26 de metri până la poarta Petrolului. Ovidiu Herea, stă în minutul 28. Celălalt de care a reușit un șut super mai devreme, să vedem ce va reuși cel al Rapidului. Ovidiu Herea șutează bine, însă Bornescu a fost la locul potrivit. Este primul șut pe spațiul porții pentru giuleșteni. Misia execută Adrian Cristea, mingea este reluată pe lângă poartă. Ocazie uriașă pentru Petrolul. A treia ocazie din această primă repriză pentru ploieșteni. Tocmai Iunes Amza a fost aproape de gol. A trimis mingea din fața lui Manase. Petrolului, pasa lui Bugema. Este pentru Adrian Cristea. Poziție bună pentru Adrian Cristea. Caută șutul Cristea. Puțin pe lângă poartă. Mingea a fost respinsă, se pare, de Peterson și este corner pentru Petrolul. Încă un șut bun al lui Adrian Cristea. Da. Se vede pe această reluare foarte mult la această fază Teixeira. Grigorie nu are soluții, pasează bine acum pentru Voicu. Fenta lui Voicu centrează cu efect și este, nu este gol. Formidabilă intervenția lui Bornescu. Ce ocazie! Încă o dată centrarea lui Voicu de mai devreme pentru Milisavljevici. Extraordinară intervenția lui Bornescu. Mingea părea să se ducă în poartă, însă Bornescu are o intervenție de mare portar. Extraordinar. Iar erorile, trebuie să recunoașteți și dumneavoastră, sunt superbe.